Și am ajuns la panou numărul 3, iată ce frumos amenajat. Avem aici o specie de arbore, mai bătrână, sunt și copaci mai tineri, după acești arbori este spitalul Malaxa. Și hai să admirăm acești arbori. Iată mesteacănul. Aici avem prezentat frunza, aspectul arborelui, tulpina cum arată. Frunzele, uite și sunt foarte frumoase aceste mostre, deci ăsta este chiar lemn masiv, dar este desenată frunza cum arată. Și aici și aici este același lucru. Asta este mesteacă, nu așa arată în secțiune. Uite, este lăcuit, da? Avem lac dat peste acest lemn, o rășină ceva. Și avem aici explicații, mesteacănul, Betula pendula. Da, foarte drăguț sună. Este ușor de recunoscut datorită scoarței albe și siluetei sale grațioase, este iubitor de soare, de aceea este printre primii arbori care apar pe terenurile virane sau după incendii de vegetație. Semințele au două aripi mici. Uite, două aripi mici, astea sunt semințele, da? Cu ajutorul cărora se lasă purtate de vânt cât mai departe ca din ele să crească noi mestecene, da? Ca să împădurească zone întinse. Foarte interesant și foarte drăguț totodată. Carpenul. Iată semințele de carpen, iată frunza, da? Tulpina, cum arată coroana, cum se dezvoltă. Iată și secțiunile din lemn, da? Uite. Uite frunza, gravată și de frunza, arată la fel. Carpenul, Carpinus betulus, are scoarța netedă, cenușiu verzuie și coroana densă și joasă care dă multă umbră. Frunzele sunt ovale și zimțate. Ovale și zimțate. Deci carpen a fost plantat în parc pentru a ajuta la stabilizarea terenului cu rădăcinile sale întinse. Da? Deci carpenul are rădăcini puternice. Îi place soarele și umezeala, deci parcul din jurul unui lac este un mediu foarte bun pentru el. Da? Uite lac, nu prea se vede, dar există după coloana asta. După coloana, coama asta a dealului, uite, banca asta, ce drăguțe. Da, amenajările sunt noi, foarte, foarte, foarte plăcute. Da, deci dacă acest carpen își întinde rădăcinile pe aici, iată că stabilizează aceste pante. Și are și apă. Bine, următorul arbore despre care aflăm este plopul. Iată ce frunze are plopul, hai să vedem, uite, frunză de plop și plop în secțiune. Hai să facem o comparație. Deci ăsta este plop, aici este carpen și aici este mesteacăn. Da? Mesteacăn, carpen, plop. Facem o lecție de dendrologie, da? Plopul, populus, așa arată plopul, înalt, cu coroana rară și alungită spre cer, rezistă bine la vânt, poate vă amintiți cum foșnesc frunzele de plop în bătaia vântului, e un zgomot specific, îmi place mult. Dar are scoarța crăpată și brăzdată, semințele sunt ușor purtate de vânt datorită pufului asemănător cu vata care le înconjoară, uite semințele de plop, da? În trecut, lemnul de plop era în mod obișnuit folosit pentru tablou. Din parc cresc trei specii, plop alb, plop negru și plop tremurător. Cel tremurător probabil că foșnește cel mai frumos în vânt. Așa, și salcia. Deși plopul și salcia sunt mari iubitoare de apă, da? Plopul stă cu coroana în sus și crenguțele atârnate în sus, în timp ce salcea își lasă și frunzele și crenguțele micuțe atârnate în jos, da? Uite.
cu frunză alungită, lăsată în jos. Salcia este bine cunoscută că e o mare iubitoare de apă și crește de obicei pe malul râurilor și lacurilor. E adevărat, deseori o găsim cu vârfurile crenguțelor și cu frunzele ajunse până la luciul apei și atârnând chiar și prin apă. Are scoarța cenușie și crăpată și frunzele alungite și zimțate. Uite, frunze de salcie alungite și zimțate, da? Frunzele, binecunoscutele frunze de salcie. Ramurile subțiri atârnă grațios în bătaia vântului și adaug eu în jos, dându-i un aspect elegant. Semințele sunt înconjurate de un puf alb și purtate de apă sau vânt, da? Uite semințele, cât de elegante sunt. Foarte drăguțite, asta este salcia. Asta este salcia și asta este plopul, da? Și carpenul e un pic mai solid. Plopul și salcia sunt esențe de apă, sunt mare iubitoare de apă. Foarte interesant! Da. Un traseu tematic din care avem ce învăța într-un mod relaxat, în mijlocul parcului, într-o atmosferă foarte plăcută și destinsă.